Cât de greu le este oamenilor să spună, bă, am făcut o bombă. Am făcut o bombă. Chat, zici că făcea, zici că era sculer matrițer. Oh, nu, au trecut, au trecut 5 minute și se, se ciondănesc. Bă, pot să înțeleg. N-am înțeles nimic. Bravo, bă, Gojira! Bravo, bă, Gojira, chat! Tara Morodan, personaj pitoresc din lumea mondială La volanul mașinii, în ziua în care a fost prinsă de poliție. seara trecută, după ce a fost prinsă, băută și drogată la volan. Spun polițiștii, nu a vrut să oprească la un filtru, iar în goana ei a izbit trei autoturisme. S-a ales cu trei dosare penale în doar șase ore, petrecându-și noaptea în arest. Totul a început după ce a refuzat să oprească mașina la semnalul polițiștilor și a provocat un accident. Cea care se recomandă contesa digitală nu a dorit să fie testată ori să îi se recolteze probe biologice. Câteva ore mai târziu a fost prinsă din nou la volan, de această dată fără permis. La a doua oprire, polițiștii au descoperit că de alcool și droguri în sânge. Ana, alea și arăt. pozitivă Deci ai fugit de, -a de poliție. Oh, hello. Ia, hai să vedem ce avem aici. Podcast de ridim al Anei Morodan la prietenul nostru Gojira. Ia uite-l. oh, sunt în Luca de tu mă plan. Luca de tu voi. Ok. Nu știu de ce mă prostesc, dar... Hai să rămână, dar abia aștept concediu. Uh, vorbeam așa un pic tangențial despre burnout. Hai să lămurim o chestie. Uh, tu tu n-ai mai apărut nicăieri uh, de când a fost scandalul ăla, sau a mai fost pe undeva? Adică mă refer la podcasturile de astea. Nu, 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 nu. n am mai apărut. Uh, ăsta nu vreau să fie podcastul nici de crucificare a Anei Moro, dar în nicio formă. <coughs> I don't do that shit. Așa. Pe de altă parte, nici ăla de absolvire a Anei Morodan sau de am Pur în și general, simplu, oamenii nu mă absolvă, nu știu de ce. Simt nevoia să mă... mai mult să mă transform în personajul negativ. Ești... Nu te victimiza singură, unul la mână, las că tragem în concluzia singur. asta. Hai, mania persecuției. Cunoaștem, știm aceste metode. Asta unul. Doi, Uh, te duce la Gojira. Bă, nu știu dacă sunt suficient de interesant. Adică nu sunt nici suficient de cunoscut astfel încât să mă invite, și nu cred că aș fi. Da, mai dacă m-ar invita, m-aș duce, probabil. Dar. Uh, nu cred. Adică. La Gojira, totuși, trebuie să ai o anumită notorietate. Nu te poți duce chiar așa. Păi, pentru că ești genul ăla de personaj din online care divizează audiența în două. Ori te place și e sectă și vine cu tine până în pânzele albe, ori nu te place și caută cârlige să te agațe ca să te bage în colț, exact cum spuneam, să te crucifice. E ingratul o, la încă ceva te duce la podcast? Personajului da. care online are foarte bine stabilit. Mă ajunge. Mă ajunge o, la aproape orice o, podcast, dacă aș avea timp. Paradigma. te-am zis iar. În care funcționează. Bun. Și cam asta cred că e problema. Așa. Asta e chestia. Ori te place, ori nu te place. Eu nu sunt target. Vorbesc serios, adică persoană. Contesa digitală, vreau să fiu și eu, de asta, dacă ăsta să fie tit. Contesa digitală și baronul cibernetic. Deci, dacă tu ești Contesa digitală, eu vreau să fiu baronul cibernetic. Am zis. Și așa, toată copilăria am zicea, toți ția cu care mă duceam la gârlă, prinsul de pe gârla veche. Deci asta a fost una dintre poreclemele. mele. Acum o să fiu și eu. Hai mă, Baru, cu Am un zi, haide, hai, 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 bon. hai, hai, uh, hai! Ce ai făcut de când a fost scandalul? <laughs> Tata asta. După toate după toate astea, mi-am fost eu la gârlă, așa, tu ce mai zici? Care mai e viața ta? Până în momentul ăsta, acum când filmăm. Uh, au trecut trei luni de atunci. Băi, am stat cu mine, Um... Bă, voi ați observat cât de greu le este oamenilor, apropo de la care vorbește, mult dacă pun eu o pauză să vorbesc. Ați văzut cât de, cât de greu le este oamenilor să spună, bă, am făcut o bombă. Am făcut o bombă. M-am urcat beată și drogată la volan, m-a prins poliția, m-a lăsat fără permis, după care m-am urcat din nou la volan și m-a prins a doua oară. Atât de proastă am fost atunci în momentul ăla. Evident, nu e ceva de făcut. Oamenii care vor să mă urmărească în continuare mă urmăresc, cei care nu vor să mă urmăresc nu mă urmăresc. Mi-am revizuit valorile, mi-am descoperit. Adică nu știu dacă mi-am descoperit, dar mi-am conștientizat foarte profund lipsa de scop. Uh, pentru că eu de vreo 2 ani nu m-am mai regăsit aproape deloc în ceea ce făceam. Și atunci de ce făceai? Uh, Inerție? Da, și pentru că efectiv nu știam cum să mă opresc, știi? Sună foarte plat uh, plato, tâmp, superficial. Chat, zici că, făcea, zici că era sculer matrițer. Zici că făcea scule la menghină. Ce mama dracului făcea? Bă, deci dacă, aud, dacă mai aud influenceri victimizându-se că Dumnezeule ce greu este, că ce muncă, că ce nenorocire mor, ce mama dracului făceai? Te plimbai între niște de toată ziua. Ce rahat făceai? Și aveai o emisiune la Antena Stars. Mă iertați. Ce mama dracului făceai? Mamă, doamne, nu mai regăseam în ce făceam. Păi ce căcat, nu făceam nimic. Erai în niște ședințe foto non-stop, între niște post, postări pe Instagram și între niște bartere. Ce mama dracului făceai? Dar te duci... Pentru cu... că este. Da. Și te duci cu valul. <gri> da, și este. te duci cu valul și nu mai știi cum să te oprești. Și da? evenimente, exact. Uh, și evenimente. Pentru momentul vieții mele unde zici, sunt zici acum... Zici că stăteai o zi întreagă la Mega IMAJ să aranjezi marfa în rafturi deci după aia, bă, nu, nu nu mai pot, nu mai pot deja. Mai vă sticlele de cola să le pun mor, nu mai pot. Atunci înțelegeam. Ma devenise deja foarte fără sens să discut despre riluri de noul episod fără sens. Despre ce trenduri sunt acum, trebuie să sărim în haine ca să facem chestii care nu mă reprezintă deloc, dar le Mamă, facem doar pentru soagă. cloud, bro, ce ca să strângem like-uri. Și așa mai departe. Să știi că am făcut asta, într-adevăr, dar tot timpul cumva încercam să mențin spiritul meu. Dar uite, aici intervine o altă problemă. Da, m-am înțeles. Nu răspunde la o întrebare cu alt răspuns. Ai făcut sau nu ai făcut asta? E foarte. E, e vorba. Păi, dacă nu mă lași să termin. Oh, nu, au trecut 5 minute și se ciondănesc. Păi. Acum, nu te lasă să termini pentru că oricum ești pe arătură. te a întrebat ceva concret și răspunzi. O întrebare cu un alt răspuns, dar nu păi pot nu, să nu, răspund. Încerc, încerc să evităm și această camp, cap capcană a divagației subtile. Bravo, bă, Gojira! Bravo, bă, Gojira, chat! Uh... Nu divagăm subtil, încerc să-ți explic <laughs> pentru că în viață... Divagăm, dar nu subtil. Lucrurile nu sunt alb și negru, cum le vezi tu, probabil. Există o plajă de emoții, și o plajă de acțiuni care duce unul un anumit punct. Okay. Spre exemplu, hai să-ți mai spun ceva. Eu fac parte din prima generație de blogger de lifestyle din România. Când noi am început să facem asta, clienții veneau înspre noi cu campanii și ne lăsau pe noi să transformăm acel produs și acea campanie în viziunea noastră. Și am văzut unde s-a ajuns. Până la urmă și-au dat seama nouă. Și până la urmă și-au dat seama că nu e o idee bună. Și nu este. Chiar nu este. 2 la mână. Ce dracu de relevanță are răspunsul ăsta în contextul discuției de mai devreme? 3 la mână. Nu ne mai dau companiile foarte mulți bani pe care să-i spargem cum vrem noi. Nu. Că nu mai ești printre primii, deci printre singurii, ca să zic așa. Sunt mult mai mulți. Deci, înțeleg că problema Anei Morodani este că nu mai e cum era odată. Eu mai degrabă o chestie de nostalgie aici la, uh, la mijloc. Bă, nu mai sunt vremurile cum erau. Trebuie să te agiți un pic, să dai din coate ca să rămâi relevantă pe internet ca să vină bănuții. Da! Da! Astăzi tu nu mai ești acolo. Există un brief foarte clar și dacă nu urmezi, bărați, să trimite campania înapoi și trebuie să mai faci o dată conform briefului, chiar dacă aia nu te reprezintă. Fac următoarea e foarte simplu, nu o faci dacă nu te reprezintă. Bă, îmi pare rău, dar trebuie să fiu de partea companiilor aici. Oia aruncă că călău de bani în tine, normal că nu te lasă pe tine să faci din capul tău ce vrei. Uite, asta e campania. O vrei? Da. Zici ce spun eu. Nu o vrei? Nu e nicio problemă. Paranteză. Și că eu acolo mă pricep cel mai bine. Cu alte cuvinte, Onestitatea campaniilor de lifestyle, de vlog de lifestyle sau blog, vlog, vlog de lifestyle. de social media. Onestitatea a fost diluată foarte mult de experți și zic experți cu ghilimele pentru că asta e o chestie care s-a întâmplat undeva. Adică e normal ca respectiva companie să-ți impună totuși niște chestii. Adică bă uite vrem să atingi, A, B, C, D ca asta ne interesează să transmitem către public faci tu vrăjelile tale, că nu ne interesează asta. În anii 80-90, da, a ajuns muzica acum, a ajuns acum, cu niște oameni care veneau și și închipuiau că ei știu mai bine ce ar vrea oamenii să asculte. Da, La cu fel s-a întâmplat este, și aici? Da, este foarte asta, diluată. Asta, da. 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 Adică asta e cea mai mare diferență a landscape-ului de vlogging, de lifestyle. Nu, dacă vine o companie foarte mare Evident că iau niște studii și știu exact ce vor de la, o, de la o anumită campanie. Dar nu să te lase pe tine random, Ana Morodan să le faci tu campanie. mi se pare cumva logic. Facă ea niște studii, uite bă, vrem segmentul ăla, vrem campania asta, să o zică ăla. De acum, față de momentul în care te-ai apucat tu? Da, față de acum 12 ani. Asta și faptul că noi nu mai, sunt, noi nu mai suntem creatori de conținut. Avem echipe de oameni care fac asta. Nu mai facem ce ne place, facem cei i trendy ca să adunăm cifre. Și nu mă mai regăseam în asta. Trept Dar... urmare, m-am drogat bea, și am băut și m-am urcat la volan de două ori. Dar nu știam cum să mă opresc, efectiv atunci cred că nu știu. Nu știi să te oprești de ce? <gătări> nu știu să-ți spun, sincer. Bă, pot să înțeleg. Să spun că nu, nu vreau să fiu neapărat împotriva ei, că nu, n-am nimic cu ea. Pot să înțeleg că ajungi la un moment dat la un. Nici nu știu să-l numesc burnout, că nu e muncă acum, sincer, la modul ăsta, dar poate, poate, chiar nu te mai regăsești în ce se vrea. Pui stop. Pui stop. Nu știu, se vrea o scuză la ceea ce a făcut? Plafonare. Da, se vrea o scuză la ceea ce a făcut? Nu există scuză pentru asta. Există doar scuza la modul am fost proastă în momentul ăla. Am greșit și o să plătesc pentru asta. Da, nu sunt nici de acord că ar trebui să aruncăm cu pietre să nu mai vedem în viața vieților pe Ana Morodan. Nu, poate nu e acolo. Este o greșeală mare. Din punctul meu de vedere, pentru astfel de lucruri nu prea ar trebui să mai ai permis de conducere. Să nu mai apară în online? Habar n-am, nu știu dacă sunt eu cel care trebuie să decid asta. Până la urmă, publicul decide dacă te cancelează sau nu. Nimeni altcineva. Nimeni altcineva nu ar trebui să decide dacă te cancelează sau nu. Mă rog, poate aici e o discuție. Pentru că sunt tot felul de oameni. Adică dacă vii și dai, dai niște take fasciste sau la modul ăsta, o să intervină niște instituții ale statului care ar trebui să te oprească. Indiferent dacă tu ai un grup de public care zice hai că noi ne uităm la tine că ne place. Ok, sunt situații și situații. De acord. Dar în situația asta, că avantajele, unul din avantajele... Băi, atenția și atenția publică e un drog. Chiar dacă e un personaj... Bă, apropo, asta e o discuție cu personaj. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine sau nu. Ok, poți fi un personaj pe internet. Habar n-am... Doctor Disrespect. E... Să fie evident că ești un personaj. Adică ăla e cu perucă, cu căcaturi, cu... E un personaj. Nu poți să vii acum îmbrăcat în uniformă, cu niște zvast zvastiști pe aici și să te apuci să ții un discurs de la. Să zici, a, a, nu mă, am glumit, nu, ele sunt un personaj. Păi, stai un pic. Despre asta e vorba. Adică, nu, nu. Asta e altceva. Asta e altceva. Adică nu poți să te ascunzi în spatele unui personaj să vergi tot felul de chestii în, în online. Nu e vorba despre asta. Stai, doar că eu nu sunt așa, ăsta e doar un personaj. Păi, nu. Nu sunt de acord. Și atunci când dispare, e ca heroină. Și atunci îți dă starea aia de hai, și atunci când dispare starea de hai, simți nevoia să bași din ce în ce mai mult ca să obții o stare de bine la aceeași intensitate. E atât de simplu. Uite, hai să spun un lucru despre mine. Um... Probabil greu de crezut. Yeah. Eu nu am fost niciodată un om care se ipese prea mult de ce spun ceilalți. Și nici nu mă hrănesc din aplauzele publice. Eu am spus asta vocal de la început, în toate interviurile mele: dacă faci research, că eu am început să fac online ca și un business. Pentru bani. Nu pentru. Așa? Uh, aplauze, că eu cu aplauzele nu plătesc factura de la telefon. Okay. Le mulțumesc celor din comunitatea mea care se uită la mine și îmi sunt foarte dragi, okay. dar nu mă hrănesc din asta. Însă, îți repet, am intrat în acest, în acest malaxor și nu, efectiv nu știam cum să mă opresc. Banii, banii mei, eu nu-i fac din asta. Sigur, din asta făceam niște bani, nu puțin, dar niște bani. Banii cu adevărat nu-i am alte businessuri, nu-i fac din asta. Da, dar eu cred că businessurile respective sunt în strânsă legătură cu vizibilitatea pe care o ai online. Poate n am dreptate. Businessurile care îți produc bani cu adevărat, cum spui tu, cred că sunt în strânsă legătură cu persoana ta din online și cu vizibilitatea pe care o ai acolo. De altă parte, dacă ai niște businessuri care îți produc habana, mulți bani sau o, un procent mare din veniturile tale totale, de ce ți-a fost greu să te oprești din online unde nu mai făceai ceea ce îți plăcea? Și nici nu făceai bani astfel încât să conteze. De ce era greu să te oprești? De deci ce era greu nu neapărat să te oprești, ci doar să faci exact ce vrei tu. Dacă aveai alte businessuri care îți produceau bani, deci nu să în banii ăia, cum spui tu. De ce n-ai zis, bă, eu nu mai vreau cu, campaniile astea, mi se pare de căcat. Eu vreau să fac exact ce făceam eu cu 10 ani când m-am apucat. Nu mă interesează banii de aici, cam alte businessuri. De ce era greu să te oprești? Însă detaliem. Adică au legătură cu personajul contesa digitală celelalte businessuri? Sunt endorsate? Nu. sunt avantajate de faptul că bravo, bravo. se ocupă contesa digitală nu Ana Morodan Nu, bravo. acolo e Ana Morodan Deci n-au legătură Adică, hai, dacă tu... Ok, eu zic au, dar poate, poate mă înșel, nu știu ce e Deci nu au legătură Și atunci, de ce era greu să se oprească din online? Dacă nu depindea nici financiar de treaba asta, din niciun punct de vedere De ce era greu să se oprească? Suntem pe cris, pe înclir și pe dialog de ăsta direct, zice business-uri Uh, nu vorbesc în general despre businessurile mele, nu că ar fi nimic ilegal, dar uh, deși, uh, uite, aici e o contradicție, pentru că am uh, câteodată un limbaj mai bruenos, mi se pare totuși vulgar să vorbesc despre sume de bani public. Te despre sume de bani, despre, despre businessuri care nu sunt legate de persoana ta, de persona ta online. Uh, nu ți-a cerut nimeni sume despre de bani. Despre business-urile până acum, ce -a despre business unde sunt angel investor și așa mai departe. Sunt business mele, nu sunt business publice, Nu au nicio legătură cu social media. Palimentație, E vreunul pe palimentație. Pe alimentaţie ceva? Ai o covrigărie? Ai o șaurmerie undeva ceva? O, o împinge tava, ți-ai deschis pe undeva pe alimentație? este o zacuscă. Sunt direct interesat. O zacuscă, îți și spun. zacuscă, da. Îți și spun că e o zacuscă. O Cu care am intrat recent în trei supermarketuri foarte mari și sunt foarte mândră. Orice conține vinete sunt interesat. Nu, să mi îți, și trimit un coș. Trimite-mi un coș de zacuscă. Ce zacuscă? Este ok. Asta nu înseamnă că o să fiu mai blând azi. Asta nu s că o să fiu nici mai rău azi. Ok, și atunci... să ne întoarcem la întrebarea asta. Asta e trei luni. Deci era da. greu să se oprească, că nu cum că a fost așa, un... Uh... Înainte de asta trei luni când te uitai în oglindă ce vedeai, acum când te uiți ce vezi. Că aici, la sfârșitul zilei, cam la asta. Să <laughs> Coșina pare trezit din somn și forțat să facă acest podcast. Da. Uh... Sau la ce te gândeai înainte să adormi? Și la ce te gândești acum înainte să adormi? Înainte de astea trei luni nu prea... Nu... Apucam să mă uit în oglindă, uh, și nu pentru că vezi, doamne, cât eram eu de ocupată, uh, dar efectiv nu mai știam cum să-mi gestionez timpul și să mă împart în atâtea locuri, și între emisiunea mea de la televizor, și între 16 clienți pe săptămână, și între celelalte business-uri. Uh, emisiunea ta de la televizor era unii cu o cameră care te urmăreau. Tu făcând exact ceea ce ai fi făcut și fără ei. Vorbeam efectiv când apucam și mi era foarte greu să spun nu. Uh, suna non-stop telefonul, toată lumea avea nevoie de ceva de la mine. Uh, și chiar vorbeam cu prietena noastră comună, Aluziva, pentru că uh, m-am întâlnit cu ea și stăteam și vorbeam cu ea și i-am zis, tu, tu mie nu-mi vine să cred. Că eu am timp să stau aici cu tine și să vorbesc cu tine. Deci mi se pare incredibil. Uh, mi-a spus asta iarăși un prieten și mi-a zis Așa? Ana, tu realizezi că noi ne cunoaștem de 5 ani și tu n-ai vorbit cu mine 15 minute la telefon niciodată. Tu îmi mesaj, ce vrei zi repede? Doamne, cât de multă muncă. Ok, am înțeles. Așa. Um, Doamne, ce greu cred e că este. E foarte interesant, pentru că în astea 3 luni mi-am dat... Chiar am înțeles cu adevărat că eu chiar nu mai am scop, adică nu mai îmi place ce fac. Am înțeles că mi-am pierdut vulnerabilitatea, empatia, sensibilitatea, pentru că lumea în care trăiesc eu, o lume în care glamurul este un invelist și ieftin de staniol, nu e o lume în care poți să fii sensibil, să știi. Este o lume foarte superficială și mi-am dat seama că... Dar, You've mastered it. Că aici e și o chestie de ipocrizi. Înțeleg? N-am înțeles nimic. N-am înțeles ce a vrut să spună. Cât de ocupată era ea. Nu înțeleg, bă, nimic! Nu înțeleg nimic! Nu înțeleg! Nu înțeleg! Ia, fii atent. Du-te la, du la Mega Image. Du-te la Mega Image. Trăiește din banii salariat la Mega Image. Du-te acasă la un copil care începe școala, să zicem. Și vezi după aia cât timp ai. Și pe bani puțin. Nu am înțeles nimic. Perfect ce spui. Pe mă, parte, mă, mă, tu, tu ții cu tot adică să mă faci hipocrită în această în Nu, acest nu, nu eu ușoară. Nu, 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 nu i vorba de asta. Se poate aduce în discuție uh, faptul că e o ușoară ipocrizie. Vreau să ardem chestia asta. Că e posibil să fie, e posibil să nu. Din afară poate părea ipocrit. Mm -hmm. Și înțeleg că... exact de ce. Bineînțeles că este și o zonă de ipocrizie. Vreau să stabilim acum proporția de ipocrizie Bravo, și de bă, Din spatele chestiilor Bravo, bă, Pentru că, uite, eu tot timpul am zis că e o chestie, o zona asta mai glamuroasă, așa mai... Noi, spre exemplu, tu nu mai ți minte, nu știu dacă mai ți minte, că oricum a fost foarte in -out la mine, am fost chemat la casting pentru Mask mas Singer, am intrat cu Madame Raicu, Uh, oricum n-am putut să mă concentrez că avea un decolteu până înspre vintre, așa ceva care... <laughs> așa? S-a <laughs> bine să râd. Bă, de asta probabil nu s-a ajuns niciodată la Goșira. Păi dacă în povestea asta, trebuia să taie, că muream de râs. Repornea de la țâțe până n-am putut să mă gândesc la absolut nimic, stătea și lângă mine. Așa? Am, am zis două prostii și am zis I'm out nu contați pe mine, asta și după aia urmat tu. Și eram să rămână, să am plecat. Și, uh, eu am zis tot timpul că e o chestie de asta de carton. Și superficial. Pe de altă parte, să-mi dacă am pune gri lumea Pentru că e o lume în care dacă intri, bă, joacă-o până la capăt. De acord. Trebuie să o joci până la capăt. Știi care e chestia? De Zona de ipocrizie, care poate să acum, este că te apuci, rusule, fii atent, că bea Ana Popcola ca să fie clar. Rusul, te iubesc. Da, și eu îl iubesc pe rusul, că a fost susținător la podcastul ăsta. Avem și noi moment publicitar <laughs> acum, dacă e să o, o facem. Am mai zis, să o facem o linie. Asta zic, o jucăm până la capă, jucăm Popcola până la capă. Mersi pentru așa? Vezi, asta îmi place mie să fac chestii așa, firești și naturale, cum... Na. Da, domnule, firești și naturale, așa, bravo, bravo. Bine, eu pot să înțeleg că discursul meu e de săraca fată bogată și este foarte... și sună superficial. E, e, chiar e. Și faptul că realizezi și, și realizez lucrul ăsta și în continuare îl susții, discursul, e un pic, într-adevăr. No, e funny. Da, asta e adevărul. E și funny. Trebuie să recunoști că e funny. mai da, poți să fie. Da, da, e, e și funny. Pe de altă parte nu e ca și cum nu te înțelegi. Nu e ca și cum sau încerc să înțeleg, pentru că tu ai avut parte de, a, de atenție pe care niciunul dintre, foarte puțini oameni de la noi care au activat în zona de online, au avut parte de atenția pe care o ai tu. Oameni care au atenția pe care o ai tu, poți să-i numeri pe degete. Okay. Doi dintre ei au fost enumerați pe scârc când coboram în Ok, dar numai vorbeam. puțin, pentru că eu am senzația că te duci într-o zonă care nu are nicio legătură cu ce am făcut eu uh, uh, legat de consumul meu, de calmante... Păi nu, ceea ce ai făcut nu are nicio legătură cu nimic. Nu poate fi explicat. A fost doar un moment de prostie. Nu ai cum să-l explici, că nu e de explicat. Calmante. Da. Consumul de calmante. Nu e de explicat. Este un moment de prostie, atât. Nu trebuie să cau scuze din astea filozofice sau psihologice. Domne, nu o mai regăseam, nu știu ce, nu știu cum. Nu, asta e vrăjală. Și e și proastă. Adică vrăjală în sensul în care ne iei de proști. Nu. Nu ți-a păsat în momentul ăla. Mă ai zis, bă, mă doare undeva și mă urc na, ca să vedem și a doua oară, să vedem ce-mi faceți. Nu, nu e nimic de explicat. Două momente de prostie, da. Și anume, Xanax, apropo, au ieșit analizele și ca să se liniștească. Ea, adevărat, e perfect adevărat, nu are nicio legătură. Ai altă discuție pe care să o avem tu okay. singur. Nu are nicio legătură. Aici nu am pentru că de aș vrea de statut. să se înțeleagă foarte clar că nu vreau să ne înțelegem aici că vin și plâng că vai, Doamne, n-am mai putut eu să fiu popular. Exact așa pare. Exact asta ai spus. Exact asta ai spus, Ana. Acum, îți dai seama că de penibile discursul ăla? Tot e bine. Uh, lady și m-am apucat de calmante. Apropo, au ieșit analizele, să știi, dar văd că presa n-a mai preluat. N-am avut în sânge decât benzodiazepină, care este substanța activă, denumirea medicală din Xanax. Ce substanță a ieșit la dracu? Ce substanță? Atât? Atât? Deci nu era băută? Lua sănați cu alcool? Că nu înțeleg. Și atunci cum a ieșit alcool la etilotestul ăla? Că nu înțeleg. Băută n-am auzit. A refuzat să facă după cât timp și-a făcut analizele. Asta spunea ea. Păi noi n-avem, n-avem decât să o credem pe cuvânt. Că n-avem. Deci, practic, Ana Morodan ne spune că nu avea în sistem, în organism, decât Sanax. Plus alcool sau cum. Atât ne-a spus. Că era doar Sanax. Alcool nu? E și benzodiazepin. Care are niște efecte. Evident că da. Și care Ai voie este... să conduci. Da, asta vă va... Ingestia de benzodiazepină. De nu este conformă cu activități care necesită atenție sporită cum ar fi condusul. Exact. De mașină. Da, de aici și până să divagăm de la tot felul de droguri de care eu nici măcar n-am auzit. Eu Nu. Am... Nu. No. No. În fine, nu mai... Ok. okay. Eu, eu o cred pe cuvânt. Nu face cu nimic mai puțin grav ceea ce a făcut. Din punctul meu de vedere. Nu face cu nimic mai puțin grav faptul că s-a urcat la volan, știind că nu are voie, după care i s-a luat permisul, după care s-a urcat din nou la volan. Ai contează, te Oră rog. tot droghe. La sfârșitul zilei și Dar știi cum, cu știi, știi, cum eram eu? Eram, îmi ziceam ceva de genul a, lasă că, uite, eu sunt mai cool că iau medicamente la farmacie, alții iau droguri. Știi, cumva ajunsesem să justific așa chestia asta. Ceea ce e, e cam greșit evident. Da, este greșit. Dar hai să ne întoarcem la statutul ăsta de influencer. Ziceai, zona de ipocrizie și că la asta mă refeream. Așa. Și procentul de ipocrizie, că e un pic un procent de ipocrizie, dar vreau să stabilim exact în ce proporție. Bă, dacă joci personajul ăla din zona glamuroasă și artificial, bă, joacă-l până la capăt, pentru că acum apare un picuț că muși mâna care te-a hrănit. Așa pare. Da, care e tot mea. Este tot a ta. Ah, te rezultatul unui context în care ai intrat, l-ai călărit fără absolut nicio problemă și pare că în momentul în care n-ai mai putut să-l călărești, te-ai supărat, ți-ai luat jucările și ai plecat. Exact așa pare. Exact așa pare. Din ce a spus ea până acum, exact așa pare. E, înțelegi de ce poate să fie perceput e, așa? Mi se pare că tu cumva vezi lucrurile foarte simplist așa. La sfârșitul zilei, păi sunt. lucrurile sunt foarte simple. Exact, și apropo de nuanțele pe care le. Exact. Spun, exact, chiar sunt simple. Sunt perfect, nu e ca și cum nu văd nuanțele. Sunt extrem de multe nuanțe intermediare de gri între alb și negru. Dar la sfârșitul zilei, fotbalul e pe goluri. Opa. deciziile în viață au o anumită finalitate care duc spre un anumit lucru, da, care da. este factual și este ceea ce este. Da, da vezi Și tu? nu are nuanțe. Finalitatea lucrurilor, decizia aia și întreg procesul decizional care te face să ajungi într-un punct este plin de nuanțe și sunt total de acord. Dar punctul respectiv în care ajungi, eu sunt de acord. Sunt de acord. Dar punctul, uh, dezlodământul, punctul în care ajungi tu la final, după o evoluție sinusoidală, să zicem, este unul destul de clar. Absolut de acord cu Cășita aici. C e foarte greu să balezi printre nuanțele astea. Și acum de ce ți se pare că mușc mâna care m-a hrănit? Că eu nu înțeleg aici la ce te referi tu. Asta mi se pare. Asta mi se pare mie. Din nou, nu vreau să fiu nici virulent absolut deloc. ești. Nu, nu sunt. Vreau doar să-mi explic niște chestii. Atât. Ba ești, ba nu sunt. Tot. Și nu e ca și Are dreptate. Sunt de partea lui Gojira aici. Așa pare. Pare că a venit cu o poveste lacrimogenă Pare că a fost foarte bine cât timp a fost acolo sus. În momentul în care a venit problema asta cu uh, șofatul sub influența, a, a orice, de două ori, a zis, stați un pic să vedeți cât de greu e să fiți cum am fost eu. Și cât de nasol este, și cât de falsă e lumea asta. Și a, Până acum n-am zis nimic că era ok, dar acum, după, e foarte nasol. Trebuie să iau Sanax, vă știați? Să știi că și mama ia Sanax fără să fie contestă digitală. Nu știu dacă e o scuză. Nu se urcă la volan de două ori. Nu se urcă deloc la volan. Și nu e nici contestă digitală. Chiar nu e. Nici contesă și nici digitală. E o chestie pe care o cred neapărat, ci... Dar o zici. O zic pentru că am stigmatul de a verbaliza unele lucruri pe care alți oameni n-au cu să le spună o cred într-o proporție mai mare sau mai mică. Proporția în care o cred eu nu presupune agresivitate și n-a fost un enunț, a fost o întrebare. Okay. Repet Dacă voiam să fiu că... agresiv, era un enunț. <laughs> Repete întrebarea că pare, părea mai mult un enunț. Ok, e posibil să, pare, să pară că muși care te-a hrănit? Dacă nu, de ce? Dacă da, de ce? Probabil că pentru tine sau foarte mulți alții este posibil să pară așa. Eu tot ce pot să-ți spun este că noi, când am început să facem asta, și inclusiv astăzi, această piață n-a existat. Este o piață care se reglează în permanență. Așa? Este o luptă continuă între cine ești ca personaj. Este complicat să știi când ești un personaj ca și mine să uimești în fiecare zi, să livrezi poveste după poveste, devine foarte obositor și la un moment dat te pierzi, nu mai știi cine ești. După cum ai zis mai devreme, tu ești mâna care te-a hrănit. Exact. Dar asta... Eu am avut burnout în facultate când și lucram tur întreagă, psihologul mi-a dat sanax, la ceva timp după aceea, în baza rețetei, poliția română mi-a emis o scrisoare în care mi-a cerut să merg să predau carnetul de conducere. Cred că a făcut alea doar pe sanax. O cred că a făcut alea doar pe sanax e posibil, adică nu zic că nu a făcut la doar pe Sarans sau că mai avea și alte lucruri. Da, dacă ai Sarans, nu poți să conduci, evident. Dacă ai permis de conducere, ți-l iau. Dar nu face cu nimic mai puțin grav că s-a urcat de două ori la volan știind că n-are voie. Adică... Da, nu înseamnă. urmare, tu ești omul care a creat personajul. Când ai creat personajul, cât... Nu, no, mă lași să răspund la întrebare. Stai <laughs> un pic, stai un pic, că asta e întrebarea ajutătoare când ai creat personajul Contesa Digitală, care a fost proporția de Ana Morodan pe care l-ai transpus în personajul Contesa 29 Digitală? 29,5%. Atunci crezi că 100%. La început. Mm -hmm. Nice. Și să știi că și acum foarte multe din valorile Contesei Digitale sunt valorile mele. Doar că oamenii... Bă, ok, și atunci de ce era atât de greu? Este foarte greu să fii un personaj care era 100% eu. Deci nu era un personaj. Este foarte greu să livrezi povești în fiecare zi, să uimești în fiecare zi fiind un personaj, pentru că nu mai știi care ești tu. Dar personajul era 100% eu. Mie mi se pare că e foarte greu să vorbești cu Ana Morodan. Pe bune. Trec prin viață. Și mie îmi place să cred că n-a trecut viața peste mine degeaba, și atunci evoluează în Ce diferite bine. feluri. Uite, eu am foarte multe exemple și tot timpul am susținut asta, că oamenii vin în industria asta, își fac treaba, după care se retrag și își fac alte business-uri. Uite, Malvina, spre exemplu, cu Malvenski. Ok, foarte bine. Care are un business de milioane de euro. Bravo! Ei. Și câți și mai câți. Asta e o, o industrie foarte bună ca o rampă de lansare. Dar nu poți să rămâi în ea. E o industrie în care... Totul este foarte fals. Există foarte multe non-valori. Nu e vorba că e totul foarte fals. Nu sunt de acord cu asta. Non-valori există peste tot, nu doar în domeniul ăsta. Ci cu ce sunt de acord? Că da, este o industrie fără să fii un specialist în industria asta. Dar este o industrie în care astăzi poți să fii pe val și mâine poate să nu te mai urmărească nimeni. Sunt de acord că este o industrie uh, cu un. Uh, Procent mare de imprevizibil. Da. Poți fi astăzi pe val și mâine să fii sub val. Absolut de acord. Și nu faci altceva decât să rămâi sclav unor laicuri, a unor oameni, doi, trei, care sper să te placă și nu o să te placă niciodată, că ăsta e rolul lor, și așa mai departe. Dacă mă întreb de ce n-am să mă opresc, pentru că nu știu. Uite, spre exemplu, un motiv pentru care uh, am relapsat din nou și am început să consum Xanax, pentru că uh, în acești patru ani de când am luat acest calmant, m-am oprit de foarte multe ori, chiar și o luni de zile, uh, este doliul reprimat, spre exemplu, pentru că eu n-am avut timp să-mi trăiesc doliu, pentru că eu aveam treabă, eu aveam de lucru, știi? Și te pierzi, te pierzi ușor în... Te pierzi în viață. Eu nu sunt aici să spun, vai de mine, m-au pus la pământ pe mine social media. Da, cam asta spui. Mă, Ana, cu toții avem probleme. Și mai că mai ia Sanax. De ce mama dragului te-ai urcat la volan? De două ori. Știind că nu ai voie. Doliu reprimat, nereprimat, industrie falsă, pot fi de acord. Ce treabă are curcatul cu la volan de două ori? Iurea, punând în pericol pe toată lumea din jurul tău, inclusiv pe tine. Nu sub nicio formă. Dar vin peste tine crize personale, doliu reprimat. Peste toată lumea vine. Peste toată lumea. Vine doliu. Reprimat. Orice dracu ar însemna asta. Că n-a avut timp să-și plângă bunicii. Că trebuia să facă social media. Nu putea să ia două săptămâni pauză de la ceva. Nu înțelegea nimeni dacă era asta. Era președintele, era în război. Și era președintele unei țări care trebuia să vină acolo. Mat, uh, lucru care nu știi cum să le diluiești. Spre exemplu, eu când am făcut bărna ultima dată și m-am dus la psiholog și am bărna, am zis că asta e o porcărie de marketing, să mă las în pace. Până am făcut atac de anxietate. Și atunci m-am dus la medic după Așa. o rețetă de Xanax. Foarte bine. Și a fost bine. Da, ia să zic. Dar corpul dezvoltă rezistență la acest calmant. Și atunci încep să iei mai mult decât... Mărești doza. Fără să întreb medicul. Evident. Super. Nu, da, știi? Deci nu suntem aici în punctul în care eu să-ți spun ție, vai de mine, contesa Monica m-a strâns pe mine de gât. Că nu e vorba despre asta, absolut deloc. Nu. Dar deloc. nici noi nu vreți să strângem. Nu, ne spui că industria te-a strâns de gât. Că n-ai mai avut timp să-ți plângi din cauza industriei n-ai mai avut timp să-ți plângi bunicii sau părinții sau abana la cine se referea, că n-ai mai avut timp să fii tu, că n-ai mai avut timp. Și că personajul care era 100% tu, cumva, uh, nu mai știai când ești personaj și când ești tu, și asta te-a adus în niște stări care au necesitat Sanax. Așa. la sol, nu zic. Problema nu este asta. Cu toții avem probleme. Cu toții avem probleme. Peste toți vin problemele, mai mari sau mai mici. Ce legătură are cu urcatul la volan de două ori? Totul se oprește aici. Nimic, contă, mă rog, nimic nu, nu a poate explica asta. doar să înțeleg. Da, nu o e o problemă. am înțeles e și... posibil să pară mai incisiv. Eu am înțeles și tot ce s-a întâmplat. Am înțeles că cred că după zi nici măcar n-a mai fost vorba despre mine, că s-a dat în influencer, s-a dat în faptul că eu susțin comunitatea LGBTQ+, s-a dat în prietenii mei din... Uite pe Baboiaș. Baboiaș, tu ești mai aici? S-a dat în mine că susțin comunitatea LGBTQ+, Sincer n-am auzit. Sincer n-am auzit. Nu știu, ce legătură are? Din politică, s-a dat în noi că am ieșit afară la rez. Că susține comunitatea LGBTQ+, din politică? Zist, adică mai era vorba despre mine că am condus sub efectul unui calmant. O chestie care m-a deranjat unul. au fost niște atacuri personale... Nu, e un calmant. E mai mult de atât. Legate strict de aspectul fizic pe care nu l am, nu l -am înțeles. Deci zona de atacuri personale alea mi s au părut o mizerie. Și doi, exact cum ai spus, că s-a trivializat ceea ce oricum e foarte greu perceput, cel puțin la noi, ca o meserie. Asta cu LGBT n-am în înțeles. Dar. Dar. Ok. Care, băi, e o meserie. Ne place, nu ne place, e o meserie. Sunt oameni care numai asta fac și care câștigă de pe urma chestii astea. Acum. care are și o așa. componentă toxică. Asta este... Bă, ca o concluzie după 25 de minute. Mi se pare că încearcă să se victimizeze. Poate nu e așa. De pe nu, nu vreau să pornesc așa, să fiu pornit cumva pe ea. Dar pare că se victimizează. Pare că încearcă să găsească scuze a, așa pe după vișin pentru ceea ce a făcut. Ori nu există scuze pentru asta. Uite ce greu este, voi nu știți ce greu mi este mie influencer de succes. Iau Sanax. Hai să vezi ce greu este unuia care nu are multe ce să plătească chiria. Se gândește, bă, vine chiria și e posibil să mă dea asta afară că n-am ce să plătesc. Să vezi acolo depresie și anxietate. Asta ce să spun. Majoritatea românilor nu au bani. Nivelul la care era ea era mult peste nivelul mediu. Te să o dai pe asta, mamă, cât de greu mi-a fost cu atâtea uh, branduri la ușa mea, nici nu mai aveam timp de altceva. A, ah, rău de tot ce să zic. N-aș rău de tot. Stai să vezi când, când, vine treținerea pe timp de iarnă 10 milioane și tu ai salariu 20. Eh, atunci să vezi anxietate atunci să vezi Sanax. Sunt unii care folosesc statutul de influencer și într-o direcție de asta benefică, dracu știe. Pentru că de multe ori... Bă, numai, numai idioții au certitudine. De fapt. Adică... Certitudine de asta care presupun complexitatea aia de nuanțe intermediare de care spune deci, Nu mai idioții au certitudine. Dar... Așa, Hai să avem proprietatea termenilor, adică ce este un influencer? Din punctul tău de vedere. Uh. Definiția Ana Morodan, deci facem școală de internet cu Ana Morodan pe care în ultima vreme, vă știți că avea XANA și a condus și a intrat a și niște mașini da. și asta m-a uh. interesat. <laughs> și acum... Crezi, de că, cred că o să a, asta m-a interesat că mă pune în pericol pe mine? Cojira, normal că m-a interesat mai mult decât ce făcea în online. Ce făcea în online poate să mă intereseze sau nu. Că se urcă sub influența Sanaxului sau a altor chestii, sau doar a Sanaxului, la volan și bușește alte mașini, după care se urcă iar la volan, mă interesează că mă pune în pericol și pe mine. Normal că mă interesează, că mă vizează direct. Fac niște cărți de vizită, știi, Ana Morodan, aia din șar de gol. Uh, măi, nu știu... de gol a fost? Stă da. că nici nu știam unde da. a fost. Da, da. da. Wow. Daim, nu vreau să stăr, doamne, frește că nu... E nimic de râs în continuare. <laughs> Momentul la când îți dai seama că nu e amuzant. Mă scuzați, nu e nimic amuzant aici. Mai nu știu... Așa gol a fost? Stai da. că nici nu știam unde a fost. Da, da. 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 Daim, nu vreau să stăr, doamne, frește că nu... E nimic de râs în continuare, sunt... Cred că sunt un om foarte norocos să spun, foarte sincer, și nu vreau să iau în derâdere ce am făcut din contră, dar mă bucur foarte, foarte mult că nu am accidentat pe nimeni. Crear cred că sunt un om norocos. Și sunt singura Moroc. care trage. Cu... Sincer, doar norocul a făcut să nu accidentez pe nimeni. Asta este principalul motiv pentru care lumea o să rețină asta. Pentru că te gândești, bă, poate eram și eu pe acolo. Pe pe trotuar. Și venea Ana Monodan care zicea, uite, trotuarul ăsta mi se pare că e stradă. Nu? Sau poate ia la volan și intră în tine, că avea o mașină destul de scumpă și măricic așa. Și mai e o chestie. Ce e și mai grav este că te-ai urcat Ana a doua oară. Ți-au luat ea permisul și tu ai zis, dați-vă drept cu permisul vostru, pe eu am demers mers undeva, mă urc așa, a doua oară. Nu există scuze pentru chestia asta. Nu există. Trage și eu să trag ponoasele acțiunilor mele. Uh, uite, râdeam știi de ce? Pentru că eu niciodată, înainte eram blogger, știi? Nu eram influențări. Uh, și eu tot timpul ne ziceam blogioze sau acum ne zic influencerese de la florărese, știi? Uh, cred că, da, definiție, ce zice toată lumea. Un influencer este un om care are o comunitate okay. fidelizată care uh, acea comunitate uh, urmărește acel personaj pentru conținutul pe care îl creează. Într-un fel sau altul, un influencer este un lider de opinie? Evident. Indiferent. Sunt de acord. Ok. Un influencer probabil este cineva care poate influența. Că de aici vine numele, bănuiesc, nu? Asta înseamnă că eu sunt influencer? Din punctul meu de vedere, nu sau poate există mai multe grade de influencer, e influencer mai mic, influencer mai mare, influencer, pe dacă eu sunt influencer Shelly ce mai e? Sau Dorian Popa. Ce mai sunt? Poate că și eu la rândul meu sunt influencer, dar mai mic, nu, adică, mă influențez o parte, o comunitate, dar mai mică decât. Ok. Bine. De discursul fiecărui lider de opinie, există un singur lucru pe care l-au liderii de opinie în comun. Liderii de opinie au comunitate au oameni care urmăresc. Asta este. Asta e apanajul mm. liderului de opinie. Indiferent de platforma uh, okay. liderului okay. de opinie respectiv. Așa. Că e politică, care nu contează. Un lider de opinie este definit de comunitate. Da, mă da. Va... Așa toată lumea este influencer, nu? Presupun că există o limită, există un prag. Așa și mama e influencer, are 200 de urmăritori pe Facebook. Dacă intră la un live pe Facebook, mama se uită. Din aia 250 de oameni. Eu o comunitate. Mică. Da, e și ea influencer. Așa, oricine e influencer, nu? Toată lumea. Că bănuiesc că să există o limită. Adică una e să influențezi 50 de oameni, alta e să influențezi sute de mii. Preotul e influencer. Păi nu, preotul chiar e influencer. <laughs> Ăla chiar e influencer. Da, mă rog. Validat. Brandurile le despart formal ca micro și macro influencer. Un om cu 5.000 pe Instagram și o comunitate super nișată e micro. Cel care are acces la masă e macro. Ok, deci există. Dar asta zic. Până la urmă există totuși un micro, micro. un prag în jos în care nu mai ești influencer totuși. De comunitate. Și acum, ca lider de opinie, poți să influențezi comunitatea în două feluri. Ca să fii lider. Repet, Cuvântul cheie este lider aici, lider Așa. de opinie. Cum poți să influențezi comunitatea? Inspirând-o sau manipulând-o? De depinde, depinde. Da, poți să manipulezi ca lider, ca influencer. Cred că poți să manipulezi. Conștient sau nu? dar până până la un punct. Cred că până la urmă, totuși, oamenii care sunt alături de tine când ca tine, văd lucrurile în aceeași pe, sunt pe aceeași lungime de undă cu tine. E foarte greu că pot să, ma, să cred că pot să manipulez pe cineva care are opinii diferite și vede altfel lucrurile la nesfârșit. Adică nu știu, oamenii nu sunt atât de proști, oamenii care se uită la tine nu sunt atât de proști. Ok, poate pot fi copii minori care sunt mai ușor de manipulat, dar până la un punct, nu, nu, nu poți la nesfârșit să manipulezi pe cineva, să-l faci să creadă altceva față de ceea ce ar crede el în mod normal. Până la urmă, omul aș să seama, bă, ăsta e... Nu sunt de acord cu ce zice. Că indiferent ce v-ar spune cineva, la un moment dat, gândești și tu pentru tine, nu? Nu știu. E, do e, doar o idee. Nu, nu zic că am dreptate sau nu. Manipulare. Adică de 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 depinde în ce stadiu te afli. Dacă, ești, dacă ai 15 ani, da, probabil că eu. O... Pre sentimentală, emoțională, intelectual, whatever. Astea sunt două. Astea alea... Asta, 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 definește statutul de lider de opinie. Ai avut momente în care ai manipulat voi sau nevoit comunitatea sau nu? Da. Cred că nu -i. Și eu când spun că Benzema e o globă. Și asta e o manipulare. Există influencer care să nu facă asta. Și cine spune că nu face asta, eu nu, nu, pot să cred. Și știi când se întâmplă asta? Când faci o campanie pe bani foarte mulți, îți place produsul, dar nu foarte mult și tu îl prezinți ca fiind ceva revoluționar. E manipulare sau nu e manipulare? e mai mult te minți pe tine mai mult, adică... Păi nu, că te minți pe tine e una. prima e că minți oamenii care sunt la tine. Că te minți pe tine e egal cu zero. E manipulare. E manipulare, da. Ei, nu te minți pe tine, că tu știi foarte clar că nu-i wow. Da. Dar în fața oamenilor zici că e wow. Poși marionetă. Nu? Da. E manipulare. Este. Înțelegi de ce nu -i... Nu da, mi-a mai plăcut ce bă, fac. Da, pop -cola asta cu este. lămâie chiar e bună, ca să nu ziceți că da. zic eu că... Deci pop chiar e bun. E o bombă păcojirea, cu cum dracu' să fie bună! E o mizerie de păutură, cum dracu' să fie bună! E o mizerie ordinară, cum dracu' să fie bună pop-cola! Fără vrăjară, rusule, ca să o lămurim. Ai și eu un sponsor în, spusor, în, ba, și în ba, joc și de ăsta. La cum îl știu pe rusul cu rusul, ai observat că te random prin oraș. Am înțeles. Cât a zis? 1, 3, 4 și 10? Ete. La Arad? Da, Dimitrie Țichindeal. pe domnul profesor de sport îl chema Marco. A fost asta, e singura glumă în care... Nu mai știu cum îl chema, sincer. Vreau să zic de gluma care străge în cur cu arcul, nu? Șopanii. <laughs> aproape sigur că îl chema Marcu. Era vâr primar cu domn profesor Anton de la construcții. aici, aici. Da, nu știe, bă, Cojira, nu știe de glumele astea care se în cur beton de astea cu arcul cu arcul cu Anton, cu beton. Nu că nu știe. Ai gluma asta. Ți-ai zis că mă prind greu, e gluma asta. Marcu care strage în cur cu arcul. și Anton ioi. care stoarnă în cur beton. Ok. M-a pus, pus, să explic glume de clasa 4 Deci eu nu înțeleg lucrurile astea, jur Deci îți spun că nu mă prind Păi da mă, vezi, asta e frumusețea unei pisici care cântă la saxofon manele Că nu trebuie să o explici Te rog frumos să pui, de, deci, să, să pui în titlu pisici cu saxofon Dacă nu pui în titlu, pune hashtag, pune ceva la acest episod Vreau să, în descrierea uh, clipului jos, la episodul ăsta de podcast, vreau să spun a, nici o pisică cu saxofon care cântă manele n-a fost rănită în timpul acestui podcast. Deci asta era? Asta, de asta m-a spus să sar la 1.34 și 10 pentru gluma asta cu Anton și cu Marcu, de care Contesta Digitală nu știa. Mi-aș dori foarte mult să pui asta Denis. Notezi? Păi no. acum și din punctul ei de vedere e destul de greu să vii să explici cum te-ai drogată de două ori la volan când știai că n-ai voie. Ce, ce, ce poți să spui în afară de ce am zis eu? Nu știu, există vreo variantă mai bună decât pentru PR, să zicem, decât... Da, am fost o proastă. Ce dracu' vrei să fac? Am fost o proastă și o să pățesc ce pățesc. Mi se pare, repet, mie mi se pare penibil să vii la televizor, mă rog, la podcast... Și să spui, mamă, ce greu mi-a fost mie, voi nu știți că am ajuns să iau Sanax, de parcă ai fi singura persoană din România care ia Sanax. Mi se pare o abordare total greșită care nu îți va aduce niciun beneficiu. Niciun beneficiu. Pentru că lumea nu va rezona cu tine. Degeaba crezi tu, mamă, ce milă le va fi oamenilor de mine și nu înțeleg ei cât de greu e să fii un influencer de succes. Nu vor rezona cu tine pentru că ei au alte probleme. Repet, ei nu știu cu ce o să-ți plătească chiria, întreținerea, mâncarea. Nu pot rezona cu tine în momentul în care tu vii și le spui eu am luat câteva mii sau poate zeci de mii pe niște partere. Dar e nasol să știi. E nasol să zici că telefonul ăsta e foarte bun, dar tu consideri doar că e bun. Nu va rezona lumea cu tine. Nu vei primi empatie. Pentru că nu are nicio legătură cu ce ai făcut. Nu mi se pare un discurs bun. Nu mi se pare un discurs bun. Care să explice ceva. Nu explică nimic, din punctul meu de vedere. Pentru că majoritatea românilor trăiesc de pe azi pe mâine la propriu sau la figurat. Și nu vor înțelege ce le spui tu. Nu vor înțelege. Nu înțeleg eu. Care, ok, nu trăiesc de pe azi pe mâine. Dar nici nu sunt la nivelul tău. Și tot nu pot rezona cu tine vor zice, ia uite și pasta bă, care se plânge, eu chiore mațele, bag muștar cu cremvu și se, mi se plânge asta cât de grea e viața. Când au prins oia cu dita, mari, cu dita mai Land Rover-ul. De 60-70 de de euro. Înțelegi? Nu, nu va rezona nimeni cu au fost momente în care ea spunea cu nonșalanță că a mai băut la volan și înainte, fără să, prin, să fie prinsă, și că îi place să umble cu tinerei. Bă, depinde ce consideră tinerei. Depinde ce consideră tinerei. Bă, poate consideră tinerei oameni cu 3-4 ani mai mici decât ea. Aia asta nu pot să știi. Dacă a mai umblat băută la volan, cred asta cred. Pentru că un om nu se suie la volan așa, cu siguranța cu care s-a suit așa a doua oară, dacă n-a mai făcut asta și în trecut. A menționat 18+. Plus. A. Măcar atât. Măcar atât. Bine, chat. Na. Nu, 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 mi se pare că a venit suficient de pregătită pentru, pentru podcastul ăsta. Da. Poate doar eu văd lucrurile așa. Bine. Dați-mi acolo, aveți linkurile în chat, dați-mi și mie un follow pe Insta, pe Twitter, pe YouTube, pe TikTok aveți toate linkurile acolo. Mulțumesc din suflet pentru prezență. Gata, v-am pupat! Mulțumesc!